Bună vreme! Vă salut de la Zăplazi, din apropiere de Râmnicu Sărat, în miez de cireșar. Suntem în 15 ale lunii, se apropie solstițiul de vară. E o seară splendidă în care am pedalat câțiva kilometri prin împrejurimile orașului, care se zărește în spatele meu, în fundal. Drumul spre Zăplazi a fost recent asfaltat, așadar, iubitorii de ciclism, de tură, se pot bucura de un drum excepțional în această împrejurime a Râmnicului, renumită pentru Podgorii. Aici lângă mine este un lan de floarea soarelui, dar de fapt în cea mai mare suprafață sunt culturi de viță de vie. De altfel aici la Zăplazi, pe vremuri, cu 100 și ceva de ani în urmă, poposea ultimul boier al Râmnicului, Menelas Chircu. Marele avantaj al acestei geografii este că e aproape de oraș. Sunt pe o prispă piemontană subcarpatică. Un glacis, îi spun geografii, care unește dealurile subcarpatice externe. E vorba de subcarpații Vrancei, de câmpia piemontană a Râmnicului, parte componentă a marii câmpii a Dunării. Hai să vă arăt și drumul. Iată, acesta este. Am fost până în sat. În apropiere se află și niște instalații eoliene. Bună vreme!